vedere am filmat aici sau alaltă e o mașină parcată în intersecție. Acum văd că a mai venit una în ajutor. Sau poate le scrie proces verbal și îi amendează. Absolut periculos și ilegal. Mai ales ca o pistoale. Acela staționează pe trotuar, la fel ca mașinile din spate, tot ilegal. Singurul trotuar disponibil, pentru că uitați-vă, aici nu există deloc și oamenii trebuie să meargă pe carosabil. Chiar șoferi când se duc în parcarea asta sau ce-o fi aici, în mijlocul parcului. Și mașina din intersecție creează situații de accident pentru mașinile care vin de pe bulevardul Doina Cornea și vor să intre încoace în parcare, poate să doboare pietoni, mai ales minori sau copii care ies de după mașina asta. Și fac chiar incomodă, foarte incomodă virarea la dreapta ca să ocolească mașina de poliție. Și uitați-vă în ce hal arată semnul de circulație. Ca să înțelegeți cât dispreț pentru prevederile legale și pentru interesele cetățenilor la autorități, la organele de drept. Comportament de mafie. Dispreț total pentru lege și pentru reguli. Pentru că au puterea, pentru că au pistoale, pentru că nimeni nu le cere socoteala. România a stat polițienesc, stat capturat de mafia politică, de mafia polițienească și alte mafii, mai mult sau mai puțin organizate. Nu știu dacă ați văzut clipul de ieri, de alaltă ieri, dar sub ochii poliției aici, unii virau la stânga, peste linia continuă și poliția n-a avut niciun gest de reacție. Dacă vedeți clipul ăsta și pe celălalt, vă rog să le distribuiți ca să ajungă și la decidenți, la ministru, la șeful poliției municipale, la deputați. Uite, pompierii puteau să-l doboare pe om pentru că ieșea după mașina poliției și puteau să nu-l observe. Nu e destul că le bate ochi, soarele în ochi, dar încă și au și obstacol. Pericol public pe banii noștri și cred că e aceeași mașină de poliție. Puțin le pasă lor de lege, de drepturi. Pentru că îi acceptăm, pentru că îi tolerăm. S-a oprit pe om aici cu mașină, copilul, probabil pentru că a depășit viteza sau a făcut altă încălcare, da. Look who's talking. Voi încălcați în atâtea ipostaze și tot voi aplicați amenzi? Cine să vă mai creadă? Cine să vă mai ia în serios?